Omorât cu mașina de gunoi pe o alee de acces, un bărbat de 51 de ani din Craiova, în timp ce conducea un autovehicul din categoria celor folosite la colectarea și transportarea gunoaielor, nu s-ar fi asigurat la efectuarea manevrei de mers înapoi și a accidentat mortal un bărbat de 46 de ani din Predești. Accidentul a avut loc pe o alee de acces ce se intersectează cu strada Carpenului din Craiova. Ambele persoane erau lucrători ai unei societăți specializate care desfășoară activități de colectare și transport a deșeurilor menajere. În cauză, polițiștii au deschis un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de ucidere din culpă.